Peste 200 de reprezentanți ai guvernelor, mediului academic, societății civile și specialiști UNICEF din 22 de țări au participat la conferința la nivel înalt organizată la București pentru consolidarea asistenței sociale în Europa și Asia Centrală. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii și Justiției Sociale prin Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, împreună cu Biroul Regional UNICEF pentru Europa și Asia Centrală. On behalf of the board of the National Bank of Romania, it's a pleasure to welcome you at the National Bank and to host the conference on investing in our children's future. Ne așteptăm ca la sfârșitul conferinței să avem cu toții, după intervențiile dumneavoastră și după schimburile de experiențe ce vor fi prezentate, un grad crescut de conștientizare al provocărilor și practicilor din regiune. When I visited Bacău, what I was most touched by was the ability of the social workforce to reach out to the families that most needed care. On the rapport that the social worker had built with the family. Resursa umană, așa cum știm cu toții, are rolul central în misiunea principală pe care ne-o asumăm. Aceea de a asigura un parcurs constant către îmbunătățirea nivelului de trai al populației prin întărirea coeziunii sociale și reducerea decalajelor față de statele dezvoltate ale Europei și în acest domeniu de activitate. This conference is not the end, but hopefully the start of accelerated strategic investments. Therefore, our pledge today as UNICEF is to support governments, civil society, private sector and all other partners working in the area of social work and social services workforce. The EU, I would say, is really dedicated to be involved fully in there and also to provide funding where possible. Avem nevoie de intervenție rapidă în comunitățile sărace, unde beneficiarii noștri au cele mai multe probleme și unde lipsa resurselor umane este cea mai severă. Conferința O investiție în viitorul copiilor noștri, desfășurată pe parcursul a 3 zile, a fost dedicată găsirii de metode prin care serviciile de susținere a copiilor să devină mai eficiente, dându-le acestora șanse să își atingă potențialul maxim.